Eu și la loto joc numărul 13, că mi-a adus și noroc câteodată. Ziua de 13, vă zic cu noroc că băiețelul meu născut pe 13 și chiar într-o vineri. Și la ora 13. Mie totdeauna mi-a mers bine, să știți, ziua de 13 mi-a mers bine, din toate punctele de vedere. Nici gând zic cu ghinion sau cu trei ceasuri rele. Cei mai mulți dintre giurgiuveni nu cred în superstiții și nici că astăzi ar fi o zi nefastă. Credeți în superstițiile de marți 13? Nu cred. Sunt a 12-a naștere, a 13-lea copil și născut pe 14, deci n-am nicio superstiție. Credeți că e o zi mai cu ghinion? Nu, nu este, nu este o zi cu ghinion, e doar superstiții și atât. L-ați auzit la alte persoane? Da, da. Dă-mi un exemplu. Păi, de exemplu, la școală, când eram în generală, spuneau toți că e 13 și este marți și este zi cu ghinion. Și se lăsa cu note proaste? Nu, nu. Nu cred. Fiecare zi este egală una cu alta, nu, numărul nu contează. Dar ați auzit, nu știu, întâmplări legate de această zi? Cei superstițioși, dar în genere nu are nicio valoare numărul. Ați avut zile de marți 13 când s-a adeverit un ghinion? Sau? Da. Vă amintiți, puteți să ne ziceți? Nu mi-aduc aminte acum, doamnă, sunt și stresată cu copilul cu una altea, dar într-adevăr, mai merge și câteodată prost pe data de 13.